Deși susține că a intrat civilizat la ședința Consiliului Național al Pieței Financiare, unde se discuta despre multa SIG, în realitate s-a întâmplat cu totul altfel. Acum două zile, controversatul om de afaceri, Vyacheslav Platon, a intrat cu forța în clădirea CNPF, fiind însoțit de bodyguards. Atunci Platon a negat acest lucru, spunând că este un om pașnic. Imaginele video de pe camerele de supraveghere, care au apărut în spațiul public, demonstrează însă contrariul. Din imaginile video se vede cum Vyacheslav Platon își face apariția în sediul CNPF, însoțit de paza de corp. Fără să stea mult pe gânduri, controversatul om de afaceri se apropie de punctul de pază, de unde primește o foaie, iar în scurt timp pășește peste turnichet și își continuă drumul, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Serviciul de pază al instituției a încercat să-l oprească, dar bodyguardii lui Platon s-au simțit la datorie. Vrem să ne spuneți, vă rog, au fost altercații între paza dumneavoastră și paza lui domnul Platon? Totul s-a întâmplat acum două zile, atunci când membrii CNPF erau întruniți într-o ședință în care se discuta subiectul Moldasig. Pe o altă cameră de supraveghere se vede cum Vyacheslav Platon a urcat la etajul 2 al instituției, acolo unde avea loc respectiva ședință, și a intrat în sală, nefiind invitat, așa cum a menționat ulterior și directorul CNPF. Ne-am pomenit în ieșirea clădirii și cu alte persoane neautorizate. Este vorba de Vyacheslav Platon, de alte două persoane care noi am cunoscut până astăzi, o anumită tensiune, un anumit diferent, la început a fost. Pe urmă, situația, noi, cel puțin, personalul nostru nu și-a dorit ca să se confrunte, așa știți, într-un mod cumva necivilizat. Atunci Vyacheslav Platon a negat că a intrat abuziv la ședința Consiliului. În schimb, el a menționat că este acționar la Moldasig și are dreptul să participe la ședințele în care se decide soarta companiei. Я никогда ни с кем не дерусь, я очень мирный человек. Но пришли с охраной здесь. Я всегда хожу с охраной. Почему? Еще раз говорю, я не могу по закону, опять-таки, по закону я не могу об этом говорить. Кто эта охрана? Ваша персональная? Еще раз говорю, это не моя охрана. Единственное, что я вам могу сказать. Хорошо. У меня персональной охраны своей нету. În cadrul ședinței de la CNPF urma să fie discutate două probleme legate de Moldasig, facilitarea accesului administratorului special al CNPF în conducerea companiei de asigurări și acordarea specimenilor semnăturilor bancare, pentru ca să fie evacuate plățile în cadrul asigurării Cartea Verde. Platon ar fi solicitat să fie urgentate avizele CNPF cu privire la administratorii Moldasig, însă potrivit legii, instituția are la dispoziție 30 de zile pentru a face acest lucru. Moldasig este una dintre cele mai mari companii de asigurări de pe piața moldovenească, cu o cotă de 13,8%. Asiguratorul are printre cele mai mari active dintre companiile de asigurări, aproape jumătate de miliarde de lei.